Bogdan Lobonț, cetățean de onoare al municipiului Hunedoara, locul unde s-a născut, fostul portar al Corvinului, Rapidului și al Naționalei și jucător la mai multe echipe din străinătate, a fost copleșit de emoții, chiar mai multe decât pe teren, după cum a recunoscut. Autoritățile locale și numeroși foști colegi au fost prezenți la acest eveniment. Lobonț a povestit și de unde îi se trage porecla pisica. Hunedoara nu își uită valorile. Acasă la Hunedoara au crescut, s-au dezvoltat și au devenit valori incontestabile pe plan național și internațional. Iar pentru asta se întorc de fiecare dată acasă, cu mândrie și bucurie, personalități celebre ale fotbalului hunedorean. Bogdan Ionuț Lobonț, pisica hunedoreană, a descoperit de mic fotbalul, dar mai cu seamă provocările unui portar. Am emoții mult mai mari decât în perioada în care am fost ca și jucător. Vă mulțumesc din suflet! Bogdan Lobonț a crescut la Hunedoara, la Corvinul, în vremea când marile echipe din București plecau cu tolba plină de goluri încasate. Apoi a jucat la Rapid, a avut 85 de prezențe naționale și a trecut la echipe precum Ajax, Fiorentina și AS Roma. Ok, și asta este hotărârea de consiliu. Hunedoara a încercat de fiecare dată să respecte aceste valori. Sunt până la urmă un model și pentru noi ca adulți, dar cu siguranță pentru copii în primul rând. Bogdan a reprezentat Hunedoara la cel mai înalt nivel posibil. Faptul că el a plecat de la un club important al României, dar poate mai puțin important față de cluburile din capitală, în opinia unora, și a ajuns la cele mai importante cluburi din această lume, jucând, așa cum a zis în filmuleț, în Champions League, reprezintă saltul de la Hunedoara către Champions League. Reprezintă acea sintagmă, este posibil să atingi stelele cu mâna. El a atins stelele cu mâna și cred că imboldul acesta pentru copiii Hunedoarei. Au fost prezenți numeroși colegi și prieteni. Aș vrea și eu să-l felicit pentru cariera lui, pentru că a venit și a acceptat acest titlu de cetățean de onoare. Acum suntem colegi, din punctul ăsta de vedere. Este un băiat deosebit, a crescut printre noi și, așa cum a spus și Romica, suntem mândri că încă un hunedorean a reușit să aducă faima Hunedoarei și sportului hunedorean și, bineînțeles, și internațional, în cazul lui. A reușit să reprezinte cu cinste Hunedoara fotbalul românesc și cred că merita acest titlu de cetățean de onoare. Încă o dată îl felicităm din partea mea și din partea colegilor mei și îi dorim multă sănătate. A fost și un prilej de rememorare a multor evenimente plăcute sau nu, unele chiar hazli. Am crescut aici, inima mea e alb-albastră pentru că Corvinul este echipa care m-a împins în fotbalul mare. De aici am plecat și acest lucru nu se uită, indiferent de parcursul pe care l-am avut în carieră după aceea.